dimineața, bine v-am găsit! Îmi place la grădiniță să desenez. Îmi place să mă joc nur cu prietenii mei la grădiniță și cu jucării. Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, dar Ta este împărăția și puterea și mărirea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Poftă bună, pitici! Bună dimineața, șefe, te-ai trezit, că am mult ceas cu aia. Așa mă bucur că sunt cu voi. La grădini învăț lucruri noi și mă joc cu prietenii. Copii, vă iubesc tare și să fie dor de voi. Dragi colegi, sunteți cei mai tari! Andreea, Ioana, sunteți frumoase, mulțumesc pentru ce m-ați învățat și pentru ce m-ați bucurat. Vine iar vacanța, dar nu pot să uit că în toamna asta nu vă regăsesc, căci eu grădinița azi o părăsesc. Știi că voi pleca la școală, timpul nu-l pot da. Și fiecare dintre voi va lucra ceva, da? Da. Ne așezăm pe centre, da? Da. Să fie toate voi tot ce vă iubesc tare. Mulțumesc, Ioana și Andreea, că m-ați pregătit până cu școală. Ele sunt frumoase, zdrăguțe și s-adorele. Pe la ceasă mi se ne să fac litere. I-am învățat și animalele. La grădiniță mi-a plăcut că am jucat mult și am învățat și mult. Am învățat litere și acum ne pregătim de școală. Lasă pregătitare, suntem pregătiți. O să-mi aduc aminte de mine și Andreea și o să-mi aduc aminte ce m-ați învățat. Vă iubesc tare și să-mi fie doar de voi. Ce sunt fruturașii? Niște? La grădiniță mă văd cel mai bun soc. Mi-am făcut în acești 3 ani niște prieteni adevărați.
Acum ne pregătim de școală, de grădiniță. Bun rămas! La grădiniță, că mi-am făcut prieteni. O să-mi fie doare pătuțul meu de la grădiniță. Mă duc la grădiniță cu prietenii mei. O fost cele mai tari momente la grădiniță. Mulțumesc pentru tot ce m-ați învățat. Andreea, Ioana, vă mulțumesc din inima mea pentru tot. Sunteți cei mai tari prieteni. La grădiniță mi-a plăcut ca să desenez cele mai frumoase desene. Cel mai fain lucru e că m-am întâlnit cu colegii mei. Mulțumesc, doamnele educatoare, pentru toate surprizele care mi le-ai făcut. Doamnele educatoare, o să te apreciez, o să-mi fie foarte doresc. Mi-a plăcut foarte mult mâncarea aia delicioasă. La grădii am făcut litere și ne pregătim pentru școală. La grădii îmi place să vă rog și să văd prietenii în fiecare zi. Pentru prietenii mei, vă iubesc! Să-mi fie foarte dor de domnule educatoare. Mulțumesc, domnule educatoare, că m-au învățat. Sunt minunată și o să-mi fie dor de voi. Dragi colegi, ați fost cel mai tare. Va trebui să încercuim imaginile cu animalele pe care nu le poți întâlni în libertate în România. Și veți fi atenți care animale nu sunt în libertate în România și le încercuim. Va trebui să-l desenezi acel moment, da? Ce dorești tu să se întâmple în vacanță? Doamnele educatoare, mulțumesc pentru spiciul meu adevărat. Ne vedem în clasă pe negativitoare. Niște ani foarte frumoși, care au trecut foarte repede, unde am avut niște copii minunați, drăgăstoși, iubitori, harnici, pricepuți la toate. Chiar dacă până acum a fost doar mămică acestei grupe, anul acesta am ajuns să fiu și educatoare acestor pitici. Mă bucur foarte mult că am avut parte de dragostea lor, de iubirea lor, de afecțiunea lor și mă bucur că m-ați primit în această frumoasă familie. Dragi copii, dragi pitici, așa cum îmi place mie să vă spun, o să vă port mereu în inima mea și ușile grădiniței noastre, ușa grupei noastre, va fi deschisă mereu pentru voi. O să vă aștept cu drag să veniți în vizită, să ne vedem, să ne întâlnim, să ne iubim. Vă pup și vă aștept! Și să știți că acolo, în sufletul meu, să vă port mereu.